Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie fotabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu ghimp aici în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simon. De data aceasta voi sta de vorbă cu o doamnă deputat chiar. E vorba de Natalia Elena Intotero, Elena Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara, fost ministru al românilor de pretutindeni, nu știu dacă asta are importanță, dar cu siguranță românii de pretutindeni își aduc aminte cu plăcere de dumneavoastră, pentru că ați fost foarte implicat atunci când ați deținut această funcție. Să rămâi la bun venit în studioul Capital TV. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație și îi salut cu mult respect pe toți cei care ne urmăresc. Cu drag, promit că o să vă mai invităm și altă dată, pentru că emisiunea cu noastră sunt destul de interesante și chiar aflăm lucruri noi, sau de ce nu lucruri mai puțin știute de către unii dintre noi. Așadar, Natalia Intotero, deputat PSD, membru în Comisia pentru Educație în Parlamentul României. Nu o să începem direct cu asta, o să începem cu bugetul pe 2021. Mi-aș fi dorit ca și cetățean ca astăzi să fi avut un buget. Suntem la trecuți de jumătatea lunii februarie deja. Nu știu eu dacă în luna martie, la începutul lunii martie, bugetul va fi aprobat, unitățile administrativ-teritoriale vor putea lucra așa cum trebuie, dar se anunță un buget de austeritate. Avusesem o altă emisiune cu un alt coleg al dumneavoastră și titrasem acolo buget de austeritate, viață pe economat. Cum e cu bugetul pe 2021? Din păcate, actualul guvern al României, condus de premierul Florin Câțu, și-a dorit ca în 2021 românii să vorbească doar de austeritate. Este tragic pentru toți cetățenii acestei țări, fie că vorbim de cetățenii care sunt aici în România, fie că vorbim de cetățenii români care sunt în afara granițelor și care mulți dintre ei și-ar fi dorit să revină acasă, sau poate unii dintre ei, așa cum cunosc câteva exemple, care s-au întors acasă, se gândesc să revină în țările de unde au plecat. Pentru că nu se așteaptă la lucruri bune. Chiar în cursul zilei trecute am avut câteva discuții cu trei dintre familiile care s-au întors acasă și îmi spuneau că privesc cu mare îngrijorare la ceea ce se întâmplă și se gândesc să plece înapoi în țările de unde am venit. Bineînțeles că din partea mea a fost o încurajare de a rămâne aici acasă, pentru că avem nevoie de o implicare masivă a tuturor cetățenilor și întotdeauna am considerat că plecarea atâtor români în afara granițelor, în speranța unui trai mai bun, pentru noi a fost o mare pierdere. Pentru noi ca țară, dar a fost o pierdere și pentru familiile celor care au rămas aici acasă. Revenind la buget, vreau să vă spun că mâine este o zi importantă, este Ziua Mondială a Justiției Sociale. Practic, în cadrul acestei zile au loc diferite simpozioane, dezbateri, întâlniri ai factorilor decizionali și prin intermediul
acestei zile se încearcă o coagulare a tuturor factorilor de opinie pentru eradicarea sărăciei. Din păcate, în România nu cred că se dorește eradicarea sărăciei, tocmai prin ceea ce a spus și dumneavoastră, prin această propunere de buget pentru anul 2021. În primul rând, acest buget vine cu mare întârziere, deci suntem trecuți de jumătatea lunii februarie și acest buget nu a ajuns încă în Parlamentul României. Săptămâna trecută am văzut că a fost postată propunerea pentru acest buget pe site-ul Ministerului de Resort, Ministerul Finanțelor, aflându-se în dezbatere. L-am studiat cu mare atenție și vreau să vă spun că am pregătit 50 de amendamente. Aștept ca acest buget să ajungă în Parlamentul României pentru a vedea dacă între timp au mai intervenit 50 modificări. De amendamente, 50 de amendamente, da. Aceste amendamente, bineînțeles că le-am pregătit în principal pentru județul Hunedoara, dar multe dintre ele au răsfrângere și la nivel național. Mă refer aici la introducerea voucherelor de vacanță, dar și la dreptul studenților de a călători gratuit și mai mult la dreptul studenților români din afara granițelor de a beneficia și ei pe teritoriul României la o călătorie gratuită. Este un demers din partea Ligii Studenților Români din afara granițelor, aproximativ 45.000 de studenți. Vreau să subliniez faptul că o medie de 90% dintre aceștia care finalizează studiile în afara granițelor își doresc să se întoarcă acasă și cred eu că prin această măsură ar fi un semn din partea statului român că într-adevăr și ei contează și că se încearcă toate demersurile pentru a-i aduce acasă. Principalele amendamente pe care le-am făcut au fost pe drumurile județene. Suma propusă pentru drumurile județene la noi în județ în acest an este mai mică decât suma de anul trecut, iar suma de anul trecut a fost cu 30% mai mică decât cea din 2019. Având în vedere că principala prioritate conform programului de campanie cu care Partidul Social Democrat a câștigat alegerile aici în județul Hunedoara a fost infrastructura, urmând ca apoi de la o infrastructură europeană să fie dezvoltarea județului Hunedoara și când mă refer la infrastructură, mă gândesc în primul rând la drumuri județene, la drumurile din localități, apoi mă refer la rețeaua de apă, canalizare, aducțiunea gazului metan, rețelele de gaz să fie extinse, dacă se poate, în toate localitățile din județul Hunedoara. Având la bază această infrastructură, categoric, județul nostru se poate dezvolta din punct de vedere economic. Păi da, dar dacă se alocă mai puțin bani... Aici este și problema, mai ales că cei de la Partidul Național Liberal și nu numai, și cei de la USR, în cursul mandatului trecut, celor care au condus Consiliul Județean Hunedoara, ori de câte ori vedeau o defecțiune la un drum județean, nu ezitau ca să publice pe rețele de socializare să facă scandal că acel drum trebuie reabilitat, categoric. Există această dorință și din partea autorităților, dar dacă nu există sursă de finanțare, cum se pot face aceste reabilitări? Și de aceea principalele amendamente constau în susținerea din partea noastră a parlamentarilor PSD pentru ca aceste sume să fie mai mari. Am făcut o comparație la nivelul regiunii. Suma pe care este propusă pentru Consiliul Județean Hunedoara pe drumurile județene față de sumele care au fost propuse pentru celelalte județe, Timiș, Caraș, Arad și lungimea rețelei rutiere. Județul Hunedoara se află pe locul 3. Pe primele două locuri sunt județele Timiș, Arad, apoi suntem noi, hunedorenii, iar apoi județul Caraș. Cred că se poate face mai mult. De asemenea, avem amendamente pe aducțiunea gazului metan, pe rețelele de gaz metan și nu numai, pe foarte multe investiții la solicitarea primarilor din județul Hunedoara. Sunt convinsă că bugetele tuturor primăriilor vor fi mai mici. Vorbind aici de austeritate,
Știm cu toții declarația actualului prim-ministru, care în anul trecut calendaristic a fost ministru finanțelor și care a spus că educația și sănătatea nu reprezintă o prioritate pentru domnia sa. Ne-am dat seama și că această dorința sa se menține și pentru acest an, având în vedere că bugetul propus pentru sănătate este sub 5% din PIB, iar bugetul propus pentru educație 2,55% din PIB. Asta în condițiile în care Partidul Național Liberal în campania electorală își spunea că, sau mă rog, venise cu sloganul "Dezvoltăm România". Păi cred că dezvoltarea vine prin educație, că nu ai cum să te dezvolți dacă nu ai educație. Acum eu înțeleg investițiile și toate astea, dar dacă nu ai educație, nu te dezvolți. Iar ca să poți să ai educație și să aibă, eu știu, cine să muncească, trebuie să ai și o populație sănătoasă. Ori dacă tai de la sănătate, mi se pare așa, având în vedere și lucrurile care s-au întâmplat zilele acestea, incendiile de la spitale, iată bâlbuierile celor de la pompieri cu femeia respectivă, lipsa de dotări și toate astea. Și cu toate astea mergem în continuare pe buget de austeritate. Ok, pot înțelege reducerea personalului bugetar, mai pot înțelege pe aici, pe acolo, câteva sporuri tăiate, dar asta cu educația și cu sănătatea nu pot să înțeleg. De asemenea, vreau să reamintesc că în cursul zilei de astăzi, din nou, minerii din Valea Jiului au făcut proteste și minerii ies în momentul în care sunt disperați. Condițiile de muncă sunt extrem de dificile și au protestat pentru că nu și-au primit drepturile salariale. Din partea primului ministru aflăm că dorește să taie toate sporurile. Imaginați-vă, și chiar l-aș invita pe primul ministru să vină să viziteze Valea Jiului, să coboare în minele funcționale în Valea Jiului, să vadă care este viața minerilor, cât de mult muncesc și riscul la care aceștia se expun. Pentru că intri la muncă, dar nu știi dacă mai ieși. L-am văzut ieri seară pe ministrul de resort într-o emisiune televizată în care spunea, da, înțelegem, există nevoi, dar ce nu înțeleg eu decât să fii la o emisiune televizată, cu tot respectul pentru jurnaliști, era foarte important să fie prezent în Valea Jiului și putea da declarații de presă din rândul minerilor, poate chiar putea participa aici, în județul Hunedoara, la una, două, trei emisiuni televizate. Întotdeauna, când Partidul Social Democrat s-a aflat la guvernare și când au fost momente de tensiuni, momente de nemulțumire din partea cetățenilor, miniștrii de resort au fost prezenți la fața locului în rândul oamenilor. Nu poți de la București să fii distant, să fii încrezut, să fii arogant, când totuși oamenii au votat și Partidul Național Liberal și aici, în județul Hunedoara. Avem un număr de 3 parlamentari ai Partidului Național Liberal. Vorbesc de PNL pentru că ministrul de resort este de la Partidul Național Liberal. De asemenea, am citit o știre în cursul zilei de ieri după amiază în care se spunea că agentul termic aici, în municipiul reședință de județ, va fi întrerupt de la termocentrala Mintia. Ce înseamnă? Nu va mai exista căldură, nu va mai exista apă caldă și de aici ne întrebăm. Oare de luni copiii vor mai putea merge la școală? Se vor închide din nou școlile? Se vor închide grădinițele? Din nou un haos? După ce un an de zile se vor acești încălzi? Copii... Sunt o mulțime de instituții de învățământ undeva unde agentul termic e furnizat de către termocentrala Mintia. Mă gândesc că primăria de Varna a finalizat operațiunile de achiziționare a centralelor termice, probabil că nici nu au apucat să le monteze, că știu că demarase un astfel de proiect. Chiar așa, cum? Cum vor funcționa? Că școala
S-a redeschis, cum, dacă de luni nu mai este căldură? Nu, niciun părinte nu poate să-și permită să-și trimită copilul într-o instituție de învățământ neîncălzită, mai ales că acel ordin comun, acelor doi miniștri, ministrul educației, ministrul sănătății, la un moment dat prevede faptul că pentru a nu se răspândi acest virus, COVID, trebuie să stea cu ușile de la clasă deschise. Păi dacă mai și deschidem ușile, dacă probabil mai trebuie deschise și geamurile, în condițiile în care nu există căldură, ce facem? Îi expunem atât de mult pe micuții școlari care, repet, într-un an de zile au pierdut foarte mult. Da, învățământul online este o alternativă, dar din păcate acele tablete nu au fost date copiilor, au beneficiat foarte puțin copii de această infrastructură. Rețeaua de internet este așa cum este chiar și aici, în municipiul Reședință de Județ. Am fost invitată în urmă cu aproximativ o lună la o dezbatere cu elevii claselor a 11-a și a 12-a. Dezbaterea a avut loc în mediul online și vreau să vă spun că am avut dificultăți de înțelegere și de comunicare pentru că nu funcționa foarte bine internetul. Deci, probabil și rețelele sunt supra-solicitate, deci atâta timp cât tu nu ai făcut o investiție în acest sistem este o alternativă, dar din păcate foarte mulți copii din România, peste 600.000 de copii din România, nu au avut acces la educație din lipsa infrastructurii. Fie că nu au avut tablete, fie că nu au avut acoperire de internet și acești copii au pierdut deja foarte, foarte mult. Nu e normal să existe astfel de decizii. Deci, România trece printr-un impas și când mai vedem declarații ca ale primului ministru, asta vis-a-vis și de plafonarea creșterii pensiilor, care spunea, noi nu am promis creșterea pensiilor, a fost o declarație politică, nu a fost, se referia vis-a-vis de promisiunile din campanie electorală, a fost o declarație politică, nu a fost trecut în programul nostru electoral. Deci, încă o dată, au înșelat așteptările românilor, venind cu minciuni, cu promisiuni false și ne aflăm acum, la aproape de luna martie 2021, într-un moment în care nu avem buget, într-un moment în care de la o zi la alta vedem tot mai multe categorii socioprofesionale ieșind la proteste, într-un moment de blocaj, într-un moment în care ne întrebăm când vor avea primăriile buget. Oare vor mai fi bani pentru sumele de cofinanțare pentru proiectele europene? Oare ce ne așteaptă ziua de mâine? Sănătatea este lăsată la o parte, iar de educație nici nu mai vorbesc. Nu pot să nu vă întreb lucrul acesta. Domnul Cristian Răzmăriță, colegul dumneavoastră, senator, ați spus că sunteți mai mulți parlamentari în județul Hunedoara, care ar fi trebuit să ia poziție sau, mă rog, să vadă despre deminerii de la minele din Valea Jiului care s-au blocat în subteran, care protestează pentru că nu și-au primit salariile. Spun chestia asta pentru că mie mi se pare un pic artificială și un pic umflat ceea ce a scris domnul Răzmăriță, cu toată stima domnul Răzmăriță. Ați scris așa că, în afară de dumneavoastră, județul Hunedoara mai are o parlamentar, că a scris. Nu știu dacă ați văzut. Și a început să-i numere. Vasilică Potecă, senator PNL, Lucica Dina Muntean, ajunsă printr-un concurs de împrejurări. Eu cred că nici în cele mai frumoase vise ale dumnei, doamnă, nu visa să fie senator. Intotero Natalia, sunteți pomenită, Toma Ilie, deputat PSD, Ana Maria Gavrilă, deputat AUR, Vetuța Stănescu, deputat PNL, Poliana Hangan, deputat USR. Scrie domnul Răzmăriță că niciunul dintre aceștia nu au exprimat un punct de vedere cu privire la situația în care se află minerii Voii Jiului. Domnul Răzmăriță, dați-mi voi să vă contrazic. Să vă spun că atât domnul Salam, cât și domnul Toma, cât și doamna Intotero, care chiar în momentul ăsta v-ați exprimat punctul de vedere, și-au exprimat cât un punct de vedere. Mai uitați-vă și dumneavoastră pe la Capital TV, televiziune, care întâmplător emite chiar dintr-un oraș, nu avem mai multe studiouri, dar regia de emisie acolo, emite dintr-un oraș foarte aproape de Lupeni. Mă gândesc că nu avem județul Valea Jiului, unde fiecare zonă e guvernată de altcineva. Deci, colegii dumneavoastră, asta n-am înțeles, mi s-a părut un act de răutate.
Colegii dumneavoastră de la PSD și-au exprimat punctul de vedere. Mai zice domnul Răzmăriță că singurul personaj politic care și-a afirmat sprijinul pentru mineri este Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Deci, încă o dată, eu vă contrazic, vi-am enumerat și pe domnul Sălan și pe domnul Toma, iată acum și doamna Natalia, care și-a exprimat punctul de vedere. Cum comentați? Ce este de comentat? Bănuiesc că domnul senator a fost foarte supărat pentru ceea ce s-a întâmplat în Valea Jiului, pentru faptul că nu se acordă o atenție din partea celor care conduc astăzi, din partea Guvernului României. Într-adevăr, mi această declarație... Mi se pare povestea asta, pentru că dumneavoastră, cei de la PSD, nu sunteți în guvern. Nu aveți factor de decizie. Nu aveți putere de decizie în momentul ăsta. Și dacă ați vrea să li se plătească mâine salariile celor de acolo, n-ați putea. Așa este. Ceea ce putem noi să facem este presiuni pe actualul guvern, da, prin întrebări, interpelări, prin participări la emisiuni televizate, prin discuții cu cei care se află în momentul de față în această nefericită situație, mă refer la liderii de sindicat și, da, cred că în cursul zilei de mâine, pentru că am avut o discuție cu colegii mei parlamentari, vom încerca să vedem dacă reușim să ne întâlnim cu liderii sindicatelor din miniere din Valea Jiului. Eu vreau să reamintesc că ori de câte ori mi s-a cerut sprijinul pentru Valea Jiului, am răspuns cu promptitudine și ieri am fost în Valea Jiului. Nu am făcut o fală prin prezența mea în aceste localități și astăzi, înainte să vin la dumneavoastră la emisiune, am avut activitate în teritoriu, am fost în Comuna Rapold, în orașul Simeria, apoi în orașul Gioagiu. Deci suntem parlamentari activi și suntem alături și de mineri, ca de orice altă categorie socioprofesională. Cred că a fost făcută această declarație într-un moment de profundă tristețe, dar eu îi asigur pe toți locuitorii Văii Jiului că sunt un parlamentar al județului Hunedoara, nu doar al unei zone, și că sunt alături de ei și încerc să vin în sprijinul tuturor cetățenilor din județul Hunedoara atât cât pot. Sunt un om care mi-a dat Dumnezeu sănătate și o să pot să alerg în toate localitățile județului Hunedoara pentru a fi alături de cetățeni și a încerca și sper să reușesc să găsim soluții să fie sprijiniți. Dar pentru aceasta e nevoie de unitate. De unul singur nu poți. Corect. Așa că eu cred că dacă toți parlamentarii din județul Hunedoara ne-am dat mâna, indiferent de culoarea politică, pentru că până la urmă suntem parlamentarii județului Hunedoara, să lăsăm la o parte aceste răutăți, eu cred că s-ar putea face mult mai mult și pentru Valea Jiului. Cu siguranță, sfatul meu pentru dumneavoastră, și vă spun direct, pentru că vreau să știți că la fotoliu cu Ghimpi se discută așa, deschis, ar fi... să nu vă împărțiți zonele și să lăsați, de exemplu, pe domnul Răzmăriță, care este un fel de Suleiman Magnificu acolo în Valea Jiului, ci să mergeți și dumneavoastră și ceilalți colegi să vedeți cu ce puteți ajuta. Că altfel vă treziți iară cu vreo poveste de genul ăsta în care vi se reproșează una alta, deși teoretic sunteți o echipă. Ăsta este sfatul meu pentru dumneavoastră. În altă ordine de idei, trebuie să luăm câteva momente de publicitate. Stimați telespectatori, rămâneți cu noi, revenim imediat.